Bună seara și bine v-am găsit! Dacă weekendul ți-a fost destul de plictisitor, atunci îți dăm astăzi o idee pentru următorul. Cum ar fi să te cazezi într-un cort în mijlocul pădurii și să ai posibilitatea să privești cerul înstelat, răsăritul sau apusul direct din pat? Acest lucru este posibil datorită unui nou tip de cazare care a apărut de curând la noi, numit glamping. Să-l încerci a fost și reporterul nostru Iulia Deliu, iar impresiile le aflăm din reportajul ce urmează. Glamping, o combinație dintre camping și glamour, sau mai bine zis odihnă în natură, dar având niște corturi luxoase cu toate comoditățile. Mi-am dorit și eu să încerc acest tip de cazare, iar pentru a ajunge la destinație am parcurs un drum cu obstacole. În cele din urmă am ajuns în mijlocul pădurii. După ce am făcut câțiva kilometri prin pădure cu această mașină decapotabilă, a fost minunat. Am avut parte de un adevărat safari, să știți. Am ajuns la punctul destinației, abia aștept să văd cum arată acest tip de cazare. Bubble și este absolut uimitor pentru că ne oferă posibilitatea să admirăm frumusețea naturii direct din pat. Însuși bubble lucrează de la aer, aerul care se gonfladă, adică însuși bubble se gonfladă, deci permanent avem circulația de aer care își permite să mențină forma de cupă. Deci forma de cupă este ideală pentru noi, pentru odihnitorii de aici, pentru că avem panorama de sus și panorama din perți. Deci diminețele sau nopțile se văd stelele. Asta și este însuși scopul la astfel de bubble-uri. Acest tip de cazare are toate cele necesare pentru a petrece confortabil în sânul naturii. Pe lângă condițiile unui hotel de 5 stele, peisajul este cel care te cucerește iremediabil. Odihnă în natură cu confort maximal care putem să-l oferim. Deci aici se are în vedere pat dublu pentru două persoane, confortabil. Deci este, să are în vedere conexiune la electricitate, deci este posibilitatea să aveți o baie cu un duș fierbinte. Condițiile care sunt practic în orice hotel, aici este în natură. Pentru cei care doresc să odihnească în natură, dar nu vor să-și cumpere ceva echipament de timp cort, să doarmă jos, să nu aibă unde dimineața să facă o cafea. Eu astăzi am venit singură, să presupunem că rămân cazată singură, dar atunci când, nu știu, este vorba despre o pereche, se vede dinăuntru afară, dar se vede și din afară înăuntru. Cum păstrăm intimitatea? Corect, deci noi am instalat bubble-ul mai departe de toate tipurile de glamping care le avem pe teritoriu. Bubble-ul este instalat mai în pădure, deci doar o parte este liberă pentru a savura însuși stelele deja și priveliștele din prejur. Dacă noaptea se stânge lumina în bubble, nimic nu se vede absolut, parcă vă uitați în pădure. Deci cum ar fi să vă uitați printr-o sticlă? Noaptea nu vedeți nimic, fără o conexiune la electricitate. Pe lângă priveliștea impresionantă și cerul înstelat care poate fi admirat noaptea direct din pat, cei mai norocoși vizitatori pot întâlni și animale sălbatice. Cel mai des noi întâlnim asta sunt veverițele, aricii și deja mai rar, dar dacă este liniște, diminețele putem să observăm și căprioarele sălbatice care vin la apă, la adăpare. Deci din mai rar sunt și vulpile, desigur, dar nu sunt ceva agresive sau care pot să ne atace. Ele chiar uneori sunt așa de șmecheri că noi nu le vedem, doar le observăm pe camere. Pe teritoriul glampingului ai parte de diverse activități. Barbecue, relaxare în jurul rugului, pescuit, o călătorie cu tiroliana sau poți învăța să tragi din arc.
când eram mică în școală, mi se spunea Pocahontas. Mereu am visat să învăț să trag din arc, da? Așa, asta o să fac acum. Cu impresii calde, după un frumos eveniment, vine prima mea invitată de astăzi, cu Angela Sârbu. Discutăm în continuare. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bună seara, bine v-am găsit aici. Este foarte frumos aici la voi în mersi, studio. Mersi, mersi. Și de ce culoare dai tu acestui decor așa albastru, da, da? Și, apropo, Angela ne-a dus aceste coșulețe minunate de flori, mulțumim frumos, dar și reviste, pentru că o să vorbim astăzi și despre revistă, dar și despre faptul că a fost o perioadă destul de aglomerată acum cu aniversarea voastră, nu? Uite, în primul rând, la începutul lunii iunie, noi am început să celebrăm cei 19 ani acuarel la începutul lunii iunie. Sărbătoriți? Da, 3 luni de zile. Așa. Cu proiectul care a avut loc la Muzeul Național de Istorie, unde am pus alături maestri în artă, artiștii ai poporului, mari noștri artiști ca Mihai Munteanu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, alături de studenții, tinerii începători, absolvenții facultăților de arte. Așa. Și a fost un eveniment foarte, foarte frumos, care ne-a încurajat să mergem mai departe. Și ieri am organizat evenimentul Moldova are istorie, la așa, Monuc Bay, la Hâncești. Conac, da. Și a fost foarte, foarte frumos și timpul l-a ținut cu noi acolo. A fost foarte multă lume, a fost un concert un etnofestival și totodată invitații noștri au avut posibilitatea să meargă în excursie cu ghid la acest complex istorico-arhitectural Manuc Bay, un muzeu foarte plin de istorie și foarte, foarte frumos. De fapt, voi ați încercat să combinați cumva aniversarea voastră, da, și cu promovarea acestui conac, dacă încă n-a fost cineva, dar sunt sigură că n-a fost multă lume încă acolo să-l viziteze, da, de când a fost restaurat și am văzut poze pe rețele, da, din plin am văzut și părți din mici părți din concert, au cântat băieții de la Sunstroke, Natalia Gordienco, da, pe ei am Ionel Estrate, a fost Zes Band, un band tânăr, dar foarte, foarte promițător și foarte talentat, băieții sunt. Cine? Costi Burlacu. Așa. Și Corina Țepe și a mai fost, uite, și băieții, da, de la Sunstroke acolo. Iar ca invitați, da, multă, multă lume bună, am văzut multă lume, cei care apar în general în mediul public, i-am văzut cam pe toți. Câți oameni au fost? Au fost în jurul de 200, de 200 și ceva. Noi, de fapt, am invitat cam atât public, prietenii noștri cu care noi putem să celebrăm cei 19 ani de acuarel. Și încă o dată am descoperit încă o dată acest conac și sperăm că vor termina până la capăt această restaurare a conacului, fiindcă mai au puțin de lucru, acolo mai trebuie scările, este loc de încă de restaurare, de mai bine, dar oricum a fost foarte frumos și în interiorul conacului și tot ceea ce s-a restaurat deja, e chiar o bijuterie impresionant, da, care merită să fie vizitată. A ținut și vremea cu voi, pentru că ieri s-a încălzit, așa că oamenii au putut să savoreze din plin soarele și aceste ultime zile de septembrie. De ce Moldova are istorie? Uite, această asociere, acuarel 19 ani și Moldova are istorie. În primul rând că eu sunt istoric de specialitate. Aha. Da. Uite, știi, încă o dată vreau să-ți amintesc că chiar marele Nicolae Iorga spunea că un popor care nu-și cunoaște istoria este ca și un copil care nu-și cunoaște părinții. Și chiar dacă nu-ți cunoști trecutul, tu nu ai viitor.
spunea marele Herodot, știi, părintele istoriei. Noi trebuie să ne cunoaștem istoria noastră, noi trebuie să ne cunoaștem aceste bijuterii, într-adevăr, care există la noi și monumentele noastre istorice. De aceea și am vrut să mergem la Muzeul de Istorie, Muzeul Național de Istorie, ca să îndemnăm și studenții și absolvenții și maestrii, să încurajăm oamenii să meargă la muzeu. Și aici la Manuc Bey de asemenea, să încurajăm oamenii să meargă în afara Chișinăului, fiindcă în afara Chișinăului chiar avem bijuterii, chiar avem ce să privim și chiar avem ce descoperi. Așa este și slavă Domnului că în ultimii ani parcă ne-am mai dezghețat la capitolul ăsta și am început să mai vedem și ce se mai întâmplă în țara noastră. Plus că 19 ani de revistă tot e istorie, nu? Da, e istorie. Este o cifră deja onorabilă. Și îți vine să crezi 19 ani? Știi, chiar nu vine să cred că au trecut atât de repede și eu mă uit la fiica mea și văd cât de repede au trecut acești 19 ani, foarte repede, și noi am crescut. Au crescut o generație de oameni cu noi, o generație de fete care cândva mă uitam chiar și la Natalia Gordeienco când a apărut ea prima dată pe coperta revistei Acuarele, era o puștoaică, mi-am adus aminte ieri de acele vremuri, zic, Doamne, Natalia, tu erai acei care ai început cu Mileniu. Și acum, să aduce aminte, da, și uite deja, sau băieții de la Sunstroke Project, sau Ionel Istrati, că era un copil când a apărut la noi în revistă prima dată, sau alte fete, chiar Beregoi, Iuliana Beregoi, mi-aduc aminte, era copil, noi făceam o revistă, am început să facem cumva un supliment a revistei Acuarel, Acuarel Kids, așa. Și ea prima dată a apărut acolo pe copertă, era un copil. Frumos, și uite, uite, deja a trecut 19 ani, e o generație de oameni și noi ne-am schimbat, nu mai suntem cei care eram atunci. Da, apropo, și mă gândeam la asta, cum s-au schimbat vremurile și cum ne pun vremurile cumva să ne adaptăm, să trecem la noi și noi nivele. Uite că acum Acuarela are și pagină de Facebook, de exemplu, unde nu mai e o revistă, că revista apare bună acolo, este, nu e informație la zi. Acum trebuie să ai și pagina de Facebook, să pui știri mereu. Este o comunitate și vezi că noi doar facem, nu doar o revistă, este mai mult de o revistă. Așa este o comunitate de oameni care, deci facem și evenimente, și Facebook, și Instagram, și toată comunitatea asta de fete care vor să fie, să le încurajăm, să le inspirăm și să meargă înainte, să miște Moldova, să miște lucrurile în jurul său. Uite, asta e important, să ne încurajăm una pe alta. Ce mă gândeam eu, am văzut la tine fotografia de profil, este cu echipa ta toată. Da. Multe, multe fete. Da, și doi băieți. Și băieți. Da, și doi băieți am observat acolo. Sunt doi în tot colectivul vostru. Și în general, e mai greu să atrage băieții să muncească într-un asemenea domeniu? Păi băieții care sunt cu noi sunt deja chiar de vreo 25 de ani. Știi că noi avem un holding, nu este doar revista Acuarel sau revista Business Class, este și o agenție de publicitate și facem foarte multe lucruri odată așa. Și vreau să-ți spun că băieții de asemenea fac un lucru foarte mare. Fără ei nu știu cum am fi putut noi să ne descurcăm în Acuarel. Dar atunci când vorbești, uite, vorbim despre o revistă pentru femei, cu și despre femei. Bun, că e și despre bărbați, până la urma unui că nu putem fără ei. Sunt băieții care se implică sau sunt mai mult fete totuși la revistă? Păi, ok, sunt și fetele care fac lucru care trebuie. Noi avem și fotografi care sunt băieți. Noi avem și, de exemplu, Alexandru, care este cu mine de o viață și vreau să-i spun pe această cale, Alexandru, mare, mare mulțumesc, într-adevăr, chiar și în evenimentul ăsta. Noi nu știm cum avea să ne descurcăm noi fetele dacă nu era Alexandru cel care este stâlpul. Deci e nevoie câteodată. Și cum spunea Boris Coval, ne-a trimis Boris Coval, dacă îl mai ții minte, sigur. Interpretul e Boris Coval, da, ne-a trimis o felicitare de 19 ani și ne-a zis acolo Alexandru, papa, mama, știi? Deci tata și mama, fiindcă într-adevăr, atunci noi suntem ca într-o familie, pe bune suntem ca într-o familie așa, și avem nevoie și de yin și de yang.
știi? Da. De două și apropo, energii. Apropo de familie și ai menționat-o pe fiica ta, cumva și ea face parte din toată povestea asta și voi sunteți așa un exemplu de mamă-fică, un exemplu pe care mai rar îl întâlnești. Voi sunteți tot timpul împreună. Aproape. Sunteți da. Și prietene și mamă-fică și de toate. Da, cam și așa. Soțul meu și soțul ei sunt geloși, da. Amândoi. Ei nu apar niciodată în poze, apare doar mai două. Apropo, am să-i zic Mihaele de treaba asta, că a fost și Nicu, soțul ei, la eveniment, dar el a fost așa mai retras, ne-a ajutat în spatele culiselor. Așa. În curând, Mihaela va deveni mamică, așa, da. Înțeleg. Și e bunică, îți dai seama. E pe ultima sută de metri. Felicitări. mulțumesc. Cu ce emoții aștepți? Nepoțică, nepoțel? Nepoțică. Așa, tot o nepoțica. Fată. Deci continuați și am relația să-ți spun asta. După cadrul mai târziu cum o să o cheme. Ceva interesant. Ceva deci, interesant, uite, zic, o surpriză. Uite, aștept, vreau să o cunosc, sunt foarte curioasă, într-adevăr sunt niște emoții altfel. Cu siguranță, da, mai ales că sunt sigură că îi veți face loc acolo la voi la birou, nu cred să stea mult Mihaela departe. Da, așa, ai dreptate, chiar astăzi vorbeam despre asta. Așa că mai primiți un suflet cu ocazia celor 19 ani, mai ce să zic, multe coperți și multe reviste frumoase înainte și da, mulți ani. Da, ți-aduce minte că și tu ai fost pe coperta. Am fost și eu, da, am fost și în interior și pe copertă de mai multe ori, da, mulțumesc pentru fiecare colaborare pe care am avut-o cu voi și îți urez să ai cât mai mult frumoase și sănătate, că cu restul ne descurcăm. Da, da, și ambiție și curaj și toate astea îmi doresc și energie. De noi, știi? Deja... Da, la toată echipa noastră, chiar că fetele sunt extraordinare. Chiar, într-adevăr, de fiecare dată îi zic Dumnezeului mulțumesc că avem atât de buni oameni alături de mine, de noi. Mersi tare mult pentru că ai venit astăzi la noi. Multă baftă îți doresc. Mersi, Angela. Cât încă mai e timp frumos afară, vă puteți delecta cu desertul verii, înghețata. Și când spunem înghețată, gândul ne duce la cea din peninsula italiană. Bine că o putem savura și acasă, iar asta face și reporterul nostru, Madalina Sorokovski. Madalina, bună seara! Bună seara, Nișoara, bună seara, dragi telespectatori! Chiar dacă a trecut vara, pofta de o înghețată delicioasă poate apărea oricând, de aceea suntem astăzi la o gelaterie cu specific italienesc, care se află chiar în Chișinău. Însă mai multe despre prin ce se deosebește o înghețată cu acest specific de înghețatele cu care ne-am obișnuit la noi și ce este o astfel de gelaterie, aflăm chiar de la proprietarul acestei afaceri, de la Valeria Avram. Bună seara! Bună seara! Așa, spuneți-mi, vă rog, pentru început, toate aceste înghețate care se îmbină cu diferite deserturi sunt preparate chiar după rețetele tradiționale din Italia? Da, este o rețetă tradițională italiană după care le preparăm. Înghețata se prepară în fiecare dimineață din ingrediente naturale, din produse proaspete și de asta dimineața uneori nu sunt toate gata pentru că noi ne trezim de foarte dimineață și le facem. Înghețate de ieri nu aveam. Este o înghețată proaspătă care, spre deosebire de alte tipuri de înghețată, se păstrează la minus 10 grade, da, maxim, și de asta sunt situate în cuve, după cum vedeți, și aromele le puteți vedea aici sus. Deci eu nu am fost niciodată în Italia, deci nu știu prin ce se deosebește o înghețată din Italia de altele și mai exact cum este gustul ei. Cum puteți să descrieți înghețatele cu acest specific? O să vă dau să gustați. Înghețata asta este mult mai cremoasă și mult mai fină și o producem în cantități mici, nu ca înghețata comercială și este imbibată cu aer și este mult mai fină. O să gustați, o să vedeți. Neapărat. Cum a apărut această idee de a deschide o astfel de afacere la noi? Nouă ne place foarte mult să călătorim. Și mereu în călătorie mâncam înghețată foarte gustoasă. În timpul pandemiei, desigur că ne-au lipsit foarte mult înghețata și gelateriile ne-au lipsit. Și de asta în pandemie ne-am gândit că vrem o gelaterie a noastră, să mâncăm înghețată gustoasă oricând ne dorim. Și faceți parte din acest domeniu sau e o pasiune mai mult? E o pasiune, da. Nu am făcut parte, dar
s-a primit ceva frumos. Oricum am făcut training în Italia câteva săptămâni, după asta francezorii au venit în Moldova, unde am ales produsele care sunt potrivite pentru gustul lor și oricum ei periodic vin și facem împreună, ne îmbunătățim și ne stăruim ca să avem cea mai gustoasă înghețată. Câte puțin despre spațiu. Cum ați selectat spațiul pentru o astfel de gelaterie și de ce criterii ați ținut cont? Spațiul, francezorii impun niște reguli stricte, de obicei este legat de suprafață, să fie cât mai vizibilă. Nu, era preferabil să nu avem scări, dar le avem și cam asta, mai mult vizibilitate să fie. Putem vedea și cum se prepară o astfel de înghețată? Cum o turnăm în con? Sau ce se află aici? Ceva să... Da. Aici avem sorbeturile, da, sunt în zona asta. Avem de lămâie, sorbet, avem de mango, avem de căpșuni, avem vanilie clasică, și aici avem tiramisu și deja încolo celelalte arome. Da, să încercăm. Haideți cu căpșună. Cu căpșună, ia. Sau pot să vă dau un cop. Asta e un con cu fistic? Da, este un con cu fistic. Un fistic sărat, da? După cum vedeți, avem mai multe tipuri de conuri. E, ce tipuri de conuri mai sunt? Cu caramel? Cu caramel, preparate manual, cu ciocolată neagră. Mm-hmm. Foarte delicios arată totul. Da, și după cum vedeți, le punem cu spatulă. Și vă mai dau ceva gustos. Avem zmeură cu cremă de vanilie, cu zmeură și fistic. Mm-hmm. Facem o combinație. Cât de important este să, nu știu, să știm cum să combinăm aceste gusturi? Sau e la preferința clientului? Da, da, da. Fiecare client are gusturile lui. Pentru unii înghețata este prea dulce, pentru alții este prea acru. Fiecare le prepară. Este prima dată când o să gust și eu o înghețată cu specific italienesc. Chiar de aici, de acasă, nici nu trebuie să plec în Italia. Așa. Deci arată foarte bine. Să o încercăm și la gust. Dar între timp, vă rog să-mi spuneți de când ați deschis afacerea și cum ați observat, care sunt preferințele clienților? Am deschis-o de 3 săptămâni. Preferințele sunt mai mult spre caramel, sorbeturile, da, mango, fisticul. Și aromele clasice, da? Ciocolata clasică. Cât de predispuși sunt clienții să experimenteze cu arome noi, cu gusturi? Sunt predispuși, da. Iubesc tot ce e nou. Bine, mai la început încearcă tot ce e tipic, basic. După asta încercăm și arome noi. Eu merg să-mi savurez înghețata, pentru că arată foarte delicios. Cred că le-am făcut poftă și celor care ne urmăresc. Pe cei de acasă îi salutăm cu drag. Anișoara, ai legătura. Madalina, îți mulțumesc! E toamnă iar în calendar, iar fetele știu ce înseamnă asta. Neapărat o vizită sau chiar mai multe la cosmetolog. Efectele soarelui sunt nocive, iar acum e timpul potrivit pentru mai multe proceduri. Care sunt ele? Aflăm din reportajul ce urmează. Cea mai bună perioadă în care îți poți face un peeling de regenerare este toamna, atunci când soarele mai pierde din intensitate. Facem un peeling de regenerare și masaj facial. Avem un ten foarte îngrijit, un ten matur, dar este destul de hidratat, nutrit, pentru că doamna are grijă de piele și, ca să punem în evidență o anumită problemă, nu avem.
de obicei facem tratamente de întreținere și pentru că a trecut perioada verii, am fost la mare, pielea puțin a fost deshidratată din cauza soarelui, apei sărate, noi o să exfoliem puțin pielea și să executăm un masaj facial pe bază de o cremă de polifenol și oligoelemente. Polifenol, apropo, sunt antioxidanți extrași din semința de struguri, de aia și ziceam că să consume cât mai multă poamă acum perioada toamnei, pentru că polifenolii sunt foarte benefici pentru tonifierea pielii, în primul rând, și ei sunt un antioxidant foarte puternic. Putem executa procedura odată în lună, odată la două luni, după alegere sau după cum simțim cât ea nu are nevoie. Dar dacă vorbim despre un tratament anume, atunci odată la 10 zile și facem o cură de 4-6 proceduri. Procedura poate fi combinată cu un masaj facial benefic și pentru zona decolteului. Masajul facial este benefic în orice perioadă anului și pentru toate tipurile de ten și el este unica procedură pe care aș recomanda tuturor, indiferent de situație. Doar că exact atunci când sunt, de exemplu, efectuate tratamente de curățare profundă, atunci când sunt tenuri mai problematice, masajul nu este executat în combinație cu astfel de tratamente. În rest, el se combină cu orice altă procedură. Toamna, de fapt, este unul din cele mai perfecte anotimpuri pe care pielea poate să le suporte. Nu este nici căldură foarte mare și nu este nici frig. Și plus asta, mai ales luna septembrie, este una din cele mai bogate luni în vitamine. Aici sunt o mulțime de fructe și legume care pot fi consumate cu scopul de a stimula mantaua hidrolipidică a pielei. De aici consumăm foarte mult struguri, afine, nuci, ceea ce generează mai mult hidratare și nutriție pielii. Pentru că nutriția și hidratarea de obicei mereu vine din interiorul corpului, iar din exterior noi doar puțin ajutăm. Dacă nu ai timp pentru a merge la un cosmetolog, exfolierea tenului poate fi făcută și acasă. Folosim săptămânal sau odată la 10 zile exfoliere, de exemplu. Pe bază de acij, fructiferi, enzime, sunt exfolianți mecanici care conțin granule sau pe bază de pudră, fiecare în dependență de tipul de ten. Și atunci când merge vorba despre o curățare mai profundă, o dermoabraziune sau un peeling mai profund, evident, aceste proceduri se fac la salon. Dar atunci când merge vorba despre o exfoliere ușoară, noi mereu o facem la domiciliu. Exfolierea se face doar sub porii deschiși, după un duș fierbinte, când pielea s-a înmuiat foarte bine și s-a deschis bine forii, aplicăm produsul de exfoliere, masăm foarte bine sau lăsăm 10-15 minute, în dependență de produs pe care îl alegem și tehnica lui de aplicare. După exfoliere putem liber face și o nutriție sau hidratare prin intermediul unei măști. Dar exact aceste două etape de nutriție sau hidratare prin măști sau exfoliere noi le facem cel mai bine după intervalul de 7-10 zile. Există și proceduri preferate de femei în sezonul rece, însă atenție la anumite aspecte. De obicei în perioada toamnei doamnele mai mult optează pentru lifting și pentru nutriție profundă, pentru ca să pregătească pielea pentru perioada și mai rece a anului. În cazul în care tendința toamnei, de fapt, spune despre mai mult hidratare și nutriție pentru că vine perioada rece anului. Nu putem vorbi asta despre un ten problematic care elimină foarte mult sebum. Foarte multe femei deja au așteptat perioada rece anului pentru ca să-și execute procedura de micro-needling, care este o procedură cu micro-ace și necesită la fel o perioadă mai rece pentru a executa procedura. Nu uităm nici de rutina de îngrijire a tenului. Tendințele ne vorbesc una, dar atunci când merge vorba despre piele, vârsta persoanei, despre problema care este, iarăși nu mergem și nu lucrăm cu tendințele. Evident, avem grijă mereu să culcăm pielea perfect, ideal, curată, o demachiem, o ștergem cu un tonic. Recomand foarte mult tuturor să se culce cu fața perfect, ideal, curată, fără creme și fără seruri, pentru că pielea are oportunitatea de a se autoregenera și ea însăși unica perioadă pe care o are în care să respire pur, asta este strict doar noaptea. Dimineața spălăm cu fața cu apă curată, ștergem cu un tonic și optăm pentru o cremă hidratantă. La moment încă o cremă hidratantă foarte apoasă, foarte light sau niște seruri bogate în vitamina E, de exemplu. Da? Dar în rest, produsele de nutriție puțin pentru toamna, puțin mai târzie, pentru că produsele de nutriție, ele și se folosesc atunci când pielea reacționează astringent la temperatura foarte rece, care e deja 0 sau sub 0 grade. We'll be right back.
și am zis verde frunză rară, am ajuns. Sofia Dilevski este acum alături de noi. Bună seara, bine ai venit, te rog să iei loc pe canapea. Bine am găsit. Ce face domnișoară? Cânt. Cânt. Foarte bun răspuns. Mă bucur să te revăd. În școală cânt. Mă bucur să te revăd și spune-mi, te rog frumos, ție-ți place să cânti așa melodii serioase? Da, foarte tare. De ce? Că cam mă simt mai, nu așa ca un copil mic. Mai de... matură, da? Dar tu vrei să te simți matură? Nu, cam așa, nu, nici matură, nici copil. Așa, un fel de trecere, un fel de adolescent. Bun, da. Că înainte să intrăm noi în direct, era așa foarte jucăușă, foarte pornită și după aia intrează în asta cu Doina, cu Pământ, cu Libertate, cu Sfânt, cu astea toate. Le treci prin tine piesele astea? Dacă mi-aduc eu bine aminte, data trecută când ne-am văzut, tot ne-ai cântat ceva destul de așa... Da, ceva de genul. Da, deci îți plac, da? Asta e ce te reprezintă, așa înțeleg. Da, îmi plac. Da. Ce melodie asculți acasă? Multe. Așa. Mai mult ascult Skyfall, că trebuie să învăț. Multe. Mai multe. Așa. Și... Dar dacă n-ar fi să înveți astea, ce-ți place ție să asculți? Hai zi-mi ce ține acum în cap, ce... Maybe I, Skyfall, no.
Zero. Eu sunt zero în muzică, asta e, da. Fiecare face ce poate. Bun, Sofia, să știți că a venit la noi după un concurs pe care l-a câștigat. Un concurs la care a luat premiu mare și care a avut loc în Ucraina, corect? Când? Ai mers acolo? Așa înțeleg? Da, merg cu mașina acolo, până acolo. Cu cine? Cu părinții? Cu părinții și cu doamna Eugenia, mama lui Cristina, adică fiica lui doamna Eugenia și Cristina, fiica lui doamna Eugenia. Bun, doamna Eugenia, noi nu vă cunoaștem, dar vă salutăm pe această cale, nu știm. Da. Nu v-a fost frică? Cum? Știi că în țara vecină e război, a trebuit să mergi la concurs și asta e. Noi am mers spre România. Așa, bun, da. Și cum a avut loc concursul? Au fost mulți participanți? Mulți a fost, dar am fost cea mai mică, cam aproape cea mai mică. Tu ai fost cea mai mică? Aproape cea mai mică. Aproape cea mai mică, deci a mai fost cineva mai mic ca tine, așa înțeleg. Și cum de-ai luat premiul mare? M-a pus în duel că am cântat bine, la hit internațional am luat locul întâi. Și la Doina am luat tot locul întâi și de asta m-au pus în duel și am luat Grand Prix. Adică mai mulți copii au luat Grand Prix și... Și tu ai luat Grand Prix, da, așa nu sunt singura. Bun. Ce ai cântat acolo? Am cântat Maybe I, că e o piesă mai puternică pentru duel și am cântat asta. Dar dacă nu greșesc eu, la sfârșit de vară ai mai fost la un concurs în Bulgaria, nu? Nu, am fost în Bulgaria și după în Ucraina, dar era concurs online. Aha, online. De ce participi la concursuri? De ce te înscrii la ele? Vreau să devin un pic mai popular. Și concursurile te ajută? Da? După aia simți că se deschid mai multe căi? Da. Super! Eu zic că ajută și rețelele și televizorul, uite, cât un pic cât din toate faci, o să devii din ce în ce mai populară. Plus că tu mai ai și niște pasiuni destul de drăguțe pe care eu zic că ai putea să le exploatezi mai mult. De exemplu, tu faci hipism, nu? Câte ore pe săptămână faci de hipism? De câte ori te duci? Când am timp, că de obicei, dacă sunt la vilă, sunt mai aproape de călărit și mă duc sau sâmbătă și duminică sau în orice zi, când putem. Reușești, așa. Da, mama mai are și lucru, poate să mai lucreze online. Deci în funcție de cum pot părinții până la urmă. Da. De ce îți plac caii? Cam genetică, că mama tot călărea și eu de mică visam să călăresc și... Bun, genetic, dar ție personal, uite, ce stare îți dau caii? Dă libertate ca un fel de și cam îmi place. Nu ți-a fost frică niciodată? Mi-a fost frică când eram mică să cad, totuși am căzut. Așa. Am luat o mică pauză și după mama, hai la chipism, gata, nu mai pot. N-ai putut să te ții departe. Deci așa e, cu căzături, cu una alta, dar dacă îți place, aia e. Tu ai și o pisică? Da. Cum o cheamă? Masea. De ce? Că am avut un motan Max în curte, era un fel de oranj cafeniu și mereu îi spuneam Musiușca sau Masicica, ceva de genul ăsta. Și a doua pisică a fost numită Masea Musea. Clar, absolut totul am înțeles. Ai o relație specială cu aceste nume, am înțeles. Bun, să trăiască pisicile, dar e cel mai important să fii tu sănătoasă, să cânti în continuare și să ne aduci piese frumoase în continuare. Ție îți mulțumim, mersi. Ce domnișoară nu-și dorește o zână bună care să o transforme în ziua anunții într-o prințesă? În această vară, Diana Voievuțchi a lansat proiectul caritabil Cenușăreasa, iar odată pe lună, o fată care nu-și poate permite o rochie de mireasă o primește gratuit din partea designerului. Mai multe despre acest proiect a mers să află colega noastră Iulia Deliu. Iulia, bună seara! Bună seara, Anișoara! Salutare, dragi prieteni! Se caută o cenușăreasă! Cam așa suna titlul unei postări făcute în această vară de designerul vestimentar Diana Voievuțchi. Dacă s-a găsit cenușăreasa, aflăm chiar acum de la ea. Salutare, Diana! Salut! Așa, ai pornit în această vară un proiect, Cenușăreasa. Spune mai multe despre ce este vorba.
A fost o nebunie, recunosc, pentru că nu știam cu ce se va termina asta tot. S-a terminat cu primul eveniment organizat, cu prima cenușăreasă găsită, care și-a obținut rochie de mireasă, un întreg look, mirele a fost îmbrăcat și a avut o cununie foarte frumoasă. Așa că putem să zicem că am botezat, am făcut sfântul botez, așa că mergem înainte. Așa, dar cum a pornit, cum a apărut acest gând? Uite că vrei să dăruiești, da, o rochie de mireasă gratuit, da. Uite, unei cenușărese, că dacă tot așa o numim. Întâmplător, cumva am auzit despre noi că facem rochii scumpe și mă gândeam că, bine, dar de ce nu ar putea fi mai accesibile pentru unele fete? Și pentru că îmi plac proiectele sociale și toți o știu, m-am gândit eu că eu, neavând la timpul meu rochie de mireasă frumoasă, aș putea să încerc să fiu zâna bună, pentru că nu am devenit doar eu zâna, au devenit toți cei care au participat, oameni simpli, oameni care pur și simplu mă urmăresc și cred în ceea ce fac și au devenit cei zânele bune și zânii buni, pentru că am oferit până și sesiune foto și un video va fi neapărat și un clipuleț și un clip despre cum s-a făcut un making of a tot ce a ieșit până la urmă și eu cred că a fost minunat. Dar zi-mi, te rog, oricare domnișoară poate deveni această cenușăreasă? Bună oară, dacă mă mărit eu curând, pot beneficia de această rochie sau totuși există niște cerințe? Probabil nu sună prea bine, dar da, există niște cerințe. Domnișoara trebuie să fie dintr-o familie, nu vreau să zic social vulnerabilă, dintr-o familie foarte simplă și modestă. Să nu poată să-și permită să meargă la piață, să-și cumpere, chiar la piață să-și cumpere o rochie, să aibă niște venituri modeste, să fie foarte cum se cade, să fie o fetiță aia care cenușăreasă, care tot ce face e că mătură pe jos, că face curățenie, face mâncare, că poate nu a avut posibilitate niciodată să-și achiziționeze o rochie. Și iată, noi venim acolo. Acolo unde minunile de obicei nu se întâmplă sau nu ajung. Noi acolo să mergem. Foarte frumos. Deci prima ediție, primul episod, dacă pot să-l numesc așa, s-a încheiat cu succes. Cum ați găsit acea cenușăreasă? Ce emoții a trăit ea? Se numește mireasa noastră Ana și mirele este Victor. Sunt un cuplu de 20 de ani care așteaptă primul bebeluș și ne-au scris despre această mireasă o doamnă, o profesoară, nu este din Chișinău, din câte știu eu, și mi-a spus că sunt viitorii fiini ai nepoatei ei, sunt foarte cum se cade. Am verificat în mai multe surse și într-adevăr s-au dovedit a fi un cuplu foarte bravo și am zis că mergem cu ei. Emoțiile, probabil ei au crezut inițial, de fapt au confirmat că au crezut inițial că este o glumă. Când le-am sunat și le-am spus că voi, uite, ați câștigat, sunteți protagoniștii unui proiect. Mai apoi am încercat noi tot felul de emoții. Când am văzut-o pe Ana pregătită, îmbrăcată, aranjată, frumoasă, mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat proiectului nostru. Și când am văzut cât de frumoși erau ambii, am avut, eu plângeam la propriu, adică nu am avut atâtea emoții nici măcar probabil la nunta mea. A fost foarte frumos, foarte, foarte frumos. Da, există multe cereri? Cât multe fete își doresc, uite, această rochie? Inițial, când doar am anunțat, el a devenit această postare virală și mi-au scris extrem de multe fete. Eu intram și verificam profilul și mă uitam cam cum sunt fetele, cum sunt îmbrăcate și dacă vedeam că fetele au un telefon performant, sigur că nu putem să dăm o rochie acolo unde fata și poate cumpăra singura. Așa, unde fata are iPhone, despre exemplu. Exact. N-au vrut să fac publicitate, da? Dar mai târziu deja s-au mai micșurat numărul de cereri pentru că a fost foarte clar. Eu răspundeam foarte prompt și spuneam că, scuze, cu mare drag, dar din păcate nu putem să satisfacem toate necesitățile. Acum selectăm fetele, am 3 pretendente și sper eu că o să alegem cea mai bună. Da, cu ce regularitate vei oferi aceste rochii? Odată în lună. Așa. Odată în lună, plus minus sigur câteva zile, dar odată în lună mă ofer să fac o rochie de mireasă pe mărimile clientei. Așa, asta vreau să te... Ai alături o rochie de mireasă? Este în lucru, așa. Dar o să fie. Ceva de genul ăsta dorești sau chiar asta ar putea să fie? Asta este una din tipul rochilor pe care noi le dăruim. Luna aceasta va fi decorată cu pene, va fi în stilul nostru, cu corset, adică asemănătoare cu asta, doar că va fi finisată. În fiecare lună mă voi gândi cam ce donez, da? Cam ce dăruiesc.
Foarte, foarte frumos. Așa cum a început anul școlar, tu ai doi copii școlari, așa, unul clasa 10, că mi-ai zis de Bogdan, că e atât de mare, zic, nu-mi venea a crede, și cea mică clasa 3. Când, opriu, știi? Când sunt alături de ei, mă simt așa o mică degețică și simt eu că așa vă rămâne, pentru că și Ariadna are tendința de a crește foarte înaltă și eu voi rămâne cea mică. Trebuie să mă înarmez cu tocurile cele mai înalte ca să nu mă pierd pentru ei. A fost frumos, dar pentru că anul ăsta este unul foarte așa amețitor pentru toți, din cauza situației externe, da? Noi încercăm să depășim cu bine, să ieșim cu brio și parcă să ne facem treaba cât mai bine posibil. De asta copiii mei anul ăsta au fost pregătiți la timp, totul pregătit, călcat, frumos aranjat. De obicei era mai haotică. Anul ăsta am făcut-o cu bine. Vreau să te întreb și despre faptul că tu ești adesea implicată în diferite proiecte de voluntariat. Țin minte atunci la început, când a început. Da. Acum mai ești cu situația de... Din păcate nu mai permit iarăși fizic să fiu prezentă. Cine mă roagă să ajut, o fac cu mare drag, dar 2 luni au fost... A fost tot ceea ce am putut eu să ofer zi de zi, de dimineață până în seara, dar mi-am dat seama că voluntariatul presupune, de fapt, multe cheltuieli. Așa. Adică, și ca să fii voluntar, trebuie să ai pe cineva în spate care să te întrețină, cel puțin, sau să-și asume anumite cheltuieli pe care tu le vei avea. Eu am 2 copii, eu am casă care trebuie să o mențin, da, pe care am un job pe care tot trebuie să-l respect, pentru că el mă hrănește, și din cauza asta mi-am dat seama că nu mai pot să stau la nesfârșit fără nicio sursă de venit. Dar zic eu că dacă fiecare măcar câte 2 luni s-ar implica, ar fi frumos. Nu sunt un exemplu, sunt departe de a fi un exemplu, dar zic că fiecare dintre noi poate să facă lucruri frumoase și să schimbe în cercul său. În momentul în care începi să schimbi în jurul tău, se schimbă cumva toată viața în jurul tău. Da, să știi că ai dreptate. Și ultima întrebare, s-au pornit evenimentele, s-au pornit nunțele, cum ești acum cu afacerea ta, cât de multe rochi reușești să faci? Eu foarte mult sper că voi putea veni cu o noutate foarte bună în scurt timp, pentru că pregătim deschiderea showroom-ului, aleluia, abia aștept. Și vom avea rochii gata, rochii pentru fetele care vor să vină să-și achiziționeze, să o probeze și să o ia. Pregătim rochii frumoase, pregătim proiecte frumoase. Apropo, mă implic în proiectul cu persoanele cu dizabilități. Va fi o prezentare de modă, da, și eu voi fi neapărat acolo. Acolo unde este nevoie de mine ca voluntar, eu sunt întotdeauna. În proiectele sociale chiar le iubesc și îmi plac. Așa că sper eu să fiu cât mai prezentă din nou. Eu îți mulțumesc foarte mult, Diana, pentru această discuție. Baftă și succes în tot ce faci. Neapărat. Și voi bine ați revenit pe ecrane. Da. Era trist fără voi. Da, și mie mi-era foarte, foarte dor de cei de acasă. Dragi prieteni, vă salut cu drag. Anișoara, Alegătura. Iulia, îți mulțumesc atât pentru astăzi, dar și pentru acest început de săptămână. Ne revedem mâine la aceeași oră. O seară perfectă în continuare și o săptămână reușită. La revedere!